Mulțumesc, Marina. Haideți să vedem ce se întâmplă cu vremea acum și ce alertau meteorologii după zilele trecute, în care a fost foarte cald. În multe zone din țară a fost foarte cald. Vorbim despre ploi, înțeleg, la Poviță temperaturi ce scad foarte mult, însă ne lămurește doamna Jurca, sărut mână. Miercuri a fost cea mai caldă zi, ieri foarte cald în sudul, sud-estul țării, 18 grade la Turnu Măgurele, 19 grade la Zimnicea, 17 la București, așa că a fost o vreme de primăvară. Ei și bine, azi? La această oră, vestul, nordul, centrul țării sau, mă rog, și mare parte din Moldova, hai să zicem jumătatea nordică, cu temperaturi preponderent negative, astăzi temperaturile nu prea cresc, maxime la nivelul întregii țări între minus 1 și 7 grade. Cele 7 grade s-ar putea înregistra undeva în zona Dobrogei, unde acum sunt 6. La București 4-5 grade cel mult astăzi. Da. Tendința temperaturii mâine, poimine ar fi de foarte ușoară creștere în regiunile sudice și de sud-est. Totuși, temperaturi negative în cursul nopților. 10 grade, înțeleg, cu cât temperaturile față de păi bine. Dacă ieri la București au fost 17 grade și astăzi 4 cel mult, 5, cel adică 4. Atât cât se înregistrează acum, scăderea este una foarte importantă, sau la Zimnicea vreo 6 grade să se înregistreze astăzi, 5-6 față de 19 ieri, într-adevăr, scăderea este foarte mare. Practic, valorile de temperatură ce urmează să se înregistreze vor fi apropiate de cele normale în această perioadă. În ceea ce privește aspectul, iarna încearcă să-și intre în drepturi, încă nu reușește peste tot, pentru că astăzi precipitațiile vor fi extrem de puține. În următoarele ore, ploi slabe, izolate, prin Muntenia, posibil și prin Dobrogea, inclusiv în capitală. De altfel, la această oră, la București, Băneasa plouă. Este singura stație meteo din țară ce consemnează precipitații. Și în următoarele ore sau până diseară și la noapte, vorbim de ninsori slabe în zona Carpaților Meridionale, Munții Banatului, în vestul, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei. La noapte, mâine noapte, ceva ninsori mai multe care să depună strat de zăpadă sunt de așteptat prin Banat, Crișana și Oltenia, în continuare la munte, în timp ce în regiunile sudice de sud-est vor predomina ploile, dar vor fi destul de puține și în general slabe cantitativ. Practic o vreme, n-aș zice că foarte rea, cam de toamnă, doar că se intensifică vântul în regiunile sudice și de sud-est astăzi la noapte, dar intensificările mai susținute și care să accentueze senzația de rece vor fi luni și marți. Mulțumesc tare mult, doamna Jurca. Breaking news acum.